Împărăteasa cea înțeleaptă. A fost odată un împărat care s-a însurat cu o fată din popor. Deși nu avea sânge nobil, aceasta era foarte frumoasă și nespus de înțeleaptă. Împăratul îi aprecia deciziile bune, dar nu dorea ca nevasta să-i conducă regatul, așa că îi interzise să se amestece în treburile lui. Împărăteasa îl ascultă, așa că toate erau bune și frumoase. Dar iată că, într-o zi, vătaful curții se înfățișă cu lacrimi în ochi în fața împărătesei. Aceasta îl întrebă ce îi se întâmplase și omul îi povesti cum împăratul îi ceru să ducă oile la târg, să ia banii pe ele, dar să le și aducă îndărăt la palat. Și de asta ție, omule? Îl întrebă împărăteasa râzând. Stai că te învăț eu ce să faci. Du oile la tuns și te vei întoarce și cu ele îndărăt și cu banii primiți pe lâna lor. Omul o ascultă bucuros, dar când văzu regele, își dădu seama cine îl sfătui pe om ce să facă. Se duse atunci la soția lui și ceru să părăsească palatul, căci îi încălcase porunca. Prea bine, îi spuse ea, doar o rugăminte am, să luăm cina pentru ultima dată împreună și să mă lași să iau cu mine din palat ce îmi e mai drag și scump pe lume. Împăratul acceptă, așa că împărăteasa îi puse niște ierburi adormitoare în mâncare, iar când acesta se trezi, se văzu în casa sărăcăcioasă a nevestei sale. Nu te mira atât de tare, îi spuse aceasta, n-am luat din palatul tău decât ceea ce mi-a fost mai drag și mai scump pe lume. Auzind acestea, împăratul o iertă și se întoarseră împreună la palat.